Bun găsit! Cu toții ne dorim ca dragostea din cuplu să nu dispară niciodată. Drept urmare, am decis să vă ajutăm. Astăzi vedem împreună ce putem face pentru ca relația cu partenerul nostru să fie una sănătoasă și durabilă. Psihologul Nadia Gorduza ne dă mici ponturi pentru clipe pline de armonie în doi. Cu toții avem nevoie de iubire în fiecare zi, mai ales în cuplu. Așa că aș vrea să ne spui niște ritualuri zilnice care să ne facă să ne iubim un pic mai mult. Da, o întrebare foarte frumoasă și destul de complexă, pentru că lumea crede că iubirea, știi cum e, merge de la sine. Odată ce l-am luat, e pe buletinul meu. Nu prea merge. Da, e pe buletinul meu, deci ar mai trebui să investesc. Ei lucrurile nu stau chiar așa. Un cuplu și o relație de cuplu e investiție zilnică, cum spui și tu, ritualuri. Avem nevoie să dezvoltăm anumite activități care, pe măsură ce le facem repetitiv, devin obiceiuri și ajung să devină ca un fel de automatism. Ritualuri. Păi haideți să ne gândim care e cel mai mare dușman al cuplului în ziua de astăzi, în lumea asta atât de cu o dinamică atât de alertă. Lipsa de timp. Monos și mono, care duce la monotonie. Exact. Ce sugerez eu cuplul ca și ritual de conexiune? O masă pe zi minim. Ar fi frumos dacă ar fi și micul dejun și cina, o masă pe zi în care să ne deconectăm de la lumile noastre exterioare și să ne conectăm la lumea noastră interioară, fără device-uri, că până la urmă masă cât durează. 20 de minute, nu e vorba despre a mânca de hrana fizică, de e vorba petrecut împreună. Exact, de timpul petrecut împreună. Un alt lucru extrem de util este, în fiecare seară ar fi important dacă am putea avea 20-30 de minute de discuții destresante. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu și cu partenerul meu stau la masă și discutăm cum a fost ziua ta, dragă. Dar ce înseamnă discuție? Nu vin cu o soluție, nu vin să-ți rezolv problema. Știi cum mi se spunea? Doar ascult. Am două urechi și o gură. Deci ideea este să asculte doar mai mult decât vorbesc. Stau și te ascult și dacă tu ceri o soluție, ți-o dau. Dacă nu e important, este să te las să te scarci, 15 minute eu, 15 minute tu. Un alt lucru foarte frumos care eu recomand tot timpul este sărutul de 6 secunde. Știi de ce e de 6 secunde? Nu. Pentru că s-a demonstrat că biochimic tu ai nevoie de 6 secunde pentru a declanșa acel hormon minunat numit oxitocina, hormonul de bonding. Dacă e mai mult de 6 secunde și îl faci dimineața, te întorci din ușa din casă către dormitor și nu e cazul. Dacă e mai puțin, nu se întâmplă nimic. 6 secunde este exact cât ai nevoie ca să declanșezi oxitocina care te leagă de partener. Un alt lucru foarte important ar fi dacă oamenii ar putea să-și dedice pe săptămână, pur și simplu să iasă la o întâlnire romantică de 2 ore. Să zicem, fie timpul vostru. Exact. Există chiar un protocol pe care îl dau pentru cuplurile sănătoase. Eu sunt protocol de 6 ore, în care avem așa. Dimineața, 2 minute un ritual la plecare. Zi de zi când plec la job. 2 minute ori 5 zile înseamnă 10 minute. În care să fie și acest sărut de 6 secunde. Pe parcursul zilei, 5 minute în care să investesc afecțiune și admirație. Ce înseamnă asta? Mi-ai făcut cafeaua, poate mi-o faci de 20 de ani. Mulțumesc că mi-ai făcut cafeaua, nu o lua ca și cum este bifat. Da. Stă părul bine azi. Spune-mi că stă părul bine astăzi. Contează această investiție în afecțiune și admirație. Astea sunt 5 minute, ori iarăși 7 zile, ne mai 35 de minute. 5 minute pe zi în care să avem cât mai mult contact fizic, și aici nu mă refer la sex, mă refer la intimitate. 5 minute de îmbrățișeri, de, nu știu, mângâiat pe cap, partea aia de când pasă de tine și ești acolo, da. De afecțiune, da. Toate astea pe săptămână înseamnă 6 ore. 6 ore din numărul total de ore înseamnă 3,5% din timpul tău. Eu zic că 3,5% din timpul tău să-l investești în relația de cuplu nu e foarte mult. Da. Și merită, până exact. La urmă. Un divorț e mult mai costisitor. Dacă tot am vorbit de afecțiune, cam cât de tare dăunează lipsa afecțiunii într-un cuplu? Dăunează pentru că, dacă vă imaginați relația de cuplu ca o casă în format 2D, orice casă are 2 stâlpi de rezistență și fundație și după aceea etaje. Afecțiunea, respectul și admirația fac parte din fundația casei. Deci în momentul, e baza. Eu învăț pe oameni foarte mult, vreau să spun că învăț despre contul bancar emoțional. Este acel cont în care eu investesc fiecare lucru pe care îl spun, acel mulțumesc, cum o spuneam, sau ești frumos, sau ești frumoasă, sau ce bine stă rochia, sau uite ce bine te-ai deranjat în dimineața aceasta. Monetizați-l în mintea voastră ca și cum a spune 100 de lei în cont. Pentru că atunci când vin vremuri rele, un eveniment negativ, într-o relație funcțională, nu disfuncțională, da, distruge 5 pozitive.
Și dacă deci tu nu ai avem cont, mai multe mult, pozitive. Exact, e ca și cum ai merge la bancă, baci cardul și spune fonduri insuficiente, că dacă tu nu ai pus nimic acolo, evenimentele, incidentele negative sunt inerente, n-ai cum să le controlezi, sunt și firești, așa e viața. Da. Trebuie să ai de unde să iei, e nevoie să ai de unde să iei și atunci investim. Capățile bune să le ștergă pe cele exact, rele când exact, au loc cele rele. Exact. Mulțumim mult pentru aceste sfaturi utile. Să avem o zi plină de iubire și să fim un pic mai atenți cu cei dragi. Ne revedem și luni!